Mă numesc Moise Stefan Ionuț, am 16 ani, vin din Piatra Neamț și sper să devin noul superstar. Și în buletin mă numesc Stefan. Eu m-am născut în Dublin, în Irlanda, și cumva din zona aceea vine numele. Tata a plecat de foarte tânăr în Dublin, după care a mers și mama la el. În 2004 am apărut eu, după care în 2007 fratele meu și în 2013 sora mea. Ne-am mutat înapoi în România și de atunci cânt. Și am luat muzica mai în serios în urmă cu 2-3 ani, când mi-am dat seama că eu asta vreau să fac pentru tot restul vieții și că vreau să ajung cântăreț, să-mi construiesc o carieră și... Visul meu e foarte mare, pe mai departe îmi doresc să ajung să fiu cunoscut în toată țara, dacă nu în toată lumea. Îmi place lumea asta și cred că pot fi următorul superstar. Bună seara! Bună bine seara! V-am găsit. Bine, bine. Bine ai venit! Mă numesc Moise Stefan Ionuț, Stefan. Stefan? Da. Stefan se scrie, dar se pronunță Stefan, pentru că toată lumea îmi zice Stefan și am zis că să-mi zic și eu numele corect la televizor odată. Foarte bine. Deci de unde e numele ăsta? Da, Stefan. Părinții mei au stat în Irlanda și de acolo au preluat numele când m-am născut eu. Te-ai născut acolo? Da. Sau? Ah, da, ce frumos! Da. Și cum de n-ați rămas acolo? Mai frumoasă România. Pentru că părinții mei sunt români și ne-am întors acasă la familie, am făcut grădinița acolo puțin timp și ne-am întors. Ce legătură ai cu muzica și ce cauți la noi la Superstar? Eu când de foarte, foarte mic, când din premergător, cântam piesa lui Pepe, Doar iubirea sau Numai iubirea. Așa, da. Și părinții au decis atunci să mă trimită la un concurs. Și au văzut că am potențial, că am talent și așa am continuat. Am mers în toate festivalurile, nu am ratat niciunul și am ajuns azi la voi aici. Ai fost la toate festivalurile și n-ai ratat niciunul? Din România, cel puțin, sunt sigur că nu am ratat niciunul. Stai, bravo. Cu prezența sau cu premierea? Cu toate. Deci ai câștigat și ceva premii? Da, da. Bă, la față așa, dacă mă uit atent, zici că ești Sam Smith când era mic. Sam Smith? Da, mi s-a mai spus, mi se spune des, da. Nu seamănă cu Sam Smith așa, la, uite-te ba, la sprâncene, la ochi, la față. Da, că e mai simpatic decât Sam Smith. Și cu Elvis, un pic. Da, cu el, da, cu după Elvis. Freză, ah, corect. Nu. Vezi că ia să te uiți tu la niște poze cu Elvis. Tânăr, da. Ce vorbești? Da. Înainte să pleci în armată. Foarte mulți artiști într-unul singur. Hai să și cântăm. Da, hai, succes, Stefan. Baftă. Hai, cântă bine, măcar cântă bine. You put me on a pedestal and tell me I'm... Răspunsul meu e da. Raise me up into the sky until I'm short of breath, yeah. Fill me up with confidence, I'll say what's in my chest. Spill my words and keep me down, there's nothing left. Rearrange the pieces just to feed me with the rest, hey. But what if I trip? What if I fall? Then I'm out of monster. Just let me know. What if I sin? What if I break? Then I'm out of monster. Just let me know, yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I ain't dream big of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by the jealousy, yeah. Lifting me up, hey. Lifting me up and turn me down and turn me down. I take responsibility for everything I've done. Hold it in against me like a holy one. But what if I trip? What if I fall? Then I'm out of monster. Just let me know. What if I sin? What if I break? Then I'm not a monster. Just let me know. Please just let me know. Mulțumesc. Piesa asta nu trebuia să fie un pic mai sus pentru tine? Varianta originală era prea sus pentru mine. Păi, și... el are vocea în schimbare acum, da, și... Da, așa cred că... este, numai că... Am așteptat să urci la octavă și să ne rup fața. Da, mă, are vocea în schimbare și cred că tehnicile trebuie altele.
Adică eu asta simt, că ți-ai coborât piesa să poată să-ți fie confortabil și tot n-a fost cum ți-ai dorit tu. Da, posibil, din cauza emoțiilor. Da, ai un timbru foarte mișto și trecerile mulțumesc. Faci bine între mulțumesc. Registre. Poți să iert niște chestii la 16 ani și poți să iert pentru că știu că la vârsta asta orice ai face, oricât te-ai strădui, vin hormonii și nu te mai lasă da, să cânti. Așa e, așa e. Eu habar n-am zis și vorbiți voi cu registri, cu când s-a absolut superb. Mulțumesc frumos. Timbru absolut fantastic, mulțumesc. 16 ani, arăți foarte bine, se vede că auzi. Foarte multe decizii de legături și tot le-ai făcut așa cum ți-a venit ție și a sunat bine. Da, a fost bine legătură. Eu mulțumesc, am simțit mulțumesc. Absolut tot, ritmica ai, foarte bine. Chiar mi-a plăcut. Mulțumesc. Și ai stat cu registru, cu mai sus, mai jos, hai, las. Dar te-a ajutat. Soprano, avem suficiente. Dacă o să continui să cânti tot așa, o să ajungi departe, crede-mă. Mulțumesc frumos. Cu tot, cu ruperea de voce și cu tot. Smiley? Stephen. Da. Ești bunul. Mulțumesc frumos. Ai prestanță, ai voce mișto, ai un timbru interesant. Mulțumesc. Să va schimba ce-i drept până pe la 20 de ani. O să tot schimbe, o să treci prin niște transformări. Dar îmi place stilul de cântat, deși ai fost la toate festivalurile, nu cânti festivalier. Mulțumesc. Așa. Într-adevăr, probabil că tonalitatea și eu așteptam să o duci la o octavă și cred că puteai să o duci, dar mă rog. A dus-o, dar numai că e mult transpusă. Cu cât e mai jos decât original? E cu un ton mai jos față de varianta originală. Și de ce nu te-ai dus la octavă? Scapă vocea acolo. Să nu risc că îmi scapă vocea acolo pe acute. Da, da, da. Să merg la sigur. Deci ai putea să o iei? Da, că mă încordez, da. Da, va fi interesant de văzut evoluția, știi? Pentru că, ok, ai 16 ani, ai vocea în schimbare, înțelegem toți treaba asta, dar când o să fie prin comparație, eliminările vor fi prin comparație, dacă treci mai departe. Și atunci nu mai contează nici câți ani ai, nici contează doar cum ai cântat. Dar pentru etapa asta eu cred că ești foarte mișto. Ai și vocea interesantă și stilul și tu ai moacă așa, îmi place de tine. Mulțumesc. Am și o întrebare, domnule Marius. Vrei să ne mai cânte ceva? Dacă vrei să cânți ceva a capela în care să auzim emoție și nu doar cum te strecori printre note și cu armonicele astea multe. Emoție așa, pac, la comandă. Nu, dar e de ce vrei să ne mai cânți ceva? Da, vă mai pot cânta ceva. Haide! I'm jealous of the rain that feels it make your skin come for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love, 'cause I wish you the best of this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always said you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the rain. You're happy without me. Mulțumit? Un pic a fost, da. Stephen, din partea mea, am zis bine, da? Da, da. Din partea mea e un da. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Carlos? Și cu asta a doua piesă, cu tot cu text greșit, dar... Da, îmi cer scuze, a fost de moment. Dar totuși una dintre piesele mele preferate. Clar că da, și din prima și dintre a doua. Da, mă, ești bravo. Mulțumesc, mai mult mulțumesc. Încredere în tine. Tu ești cam plouat un pic. Da, sunt mai emotiv. Așa, hai, încrede-te, ai 16 ani totuși, nu 12. Da, bun. Așa-i. Da, ai un da și de la mine. Mulțumesc. Ai trei de frumos. Da. Mulțumesc. Poți să-ți dau un mix sfat? Da, normal. Dacă nu ești 100% sigur pe floricele, nu le face. Da. Ok, ok. Mi-ai luat vorbele. Pentru că tu ai niște floricele specifice și sunt foarte frumoase, dar nu exagera cu ele. Și o să fie da. Și mai frumos de atât. Mulțumesc frumos, de sfat. Trebuie să împrumut un golden ticket de la unul dintre voi, pentru că eu nu mai am, le-am dat ia pe toate. Ia de la mine, era Luca. Are mai multe, Smiley.
Doamne, mulțumesc frumos. Stau în da și eu. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Felicitări. Felicitări mulțumesc și baftă multă pe mai departe, mulțumesc. Să cânti frumos. Mulțumesc mult. Pa, seară pa, frumoasă. Seară faină. A cântat frumos. Biletul pe care l-am obținut în seara aceasta înseamnă enorm de mult. Pentru mine e o șansă, o validare a ceea ce am făcut eu până acum. Bine, bravo. Cum a fost? Emoții? Da. E bine, asta. Da? Ce ai simțit? Da, a fost frumos. S-a plăcut, nu? Da. Asta este. Ce ai făcut? Mergeți acolo la așa. Bravo, mă gândeam la ceva de genul ăsta, să știi, din partea ta. Mă bucur enorm de mult și cu siguranță sfaturile pe care mi le-au dat ei o să mă ajute în etapa următoare și voi fi și mai bun. Voi fi un adevărat superstar.